Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu, subiectul de azi, bătălia de la Marignano, cea mai mare catastrofă elvețiană din istorie. Bătălia de la Marignano a fost ultima angajare majoră a războiului Ligii de la Cambrai și a avut loc în perioada 13-14 septembrie 1515, lângă orașul numit acum Melegnano, la 16 km sud-est de Milano. A înfruntat armata franceză, compusă din cea mai bună cavalerie grea și artilerie din Europa, condusă de Francis I-ul, proaspăt încoronat rege al Franței, cu vechea confederație elvețiană, ai cărei mercenari până acel moment erau considerați cea mai bună forță de infanterie medievală. Împreună cu francezii au fost aliați Lajneți germani, rivali înverșunați a elvețienilor pentru faimă și renume în război, și venețienii soțiți mai târziu. Bătălia de la Marignan în Italia, astăzi Melegnano, e unul din episoadele războaielor italiene începute de Carol al VIII-lea în 1494 pentru a controla Ducatul de Milano. Prima victorie a tânărului rege François I-ul, dobândită în primul an de domnie, a făcut aproximativ 16.000 de morți în 16 ore de luptă. Poate că plictisiți de viața de acasă și de disensiunile interne, helveții au decis să-și încerce norocul și în afara granițelor și în politica alianțelor internaționale. Și astfel, pe 29 decembrie 1512, în numele unei coaliții, Liga Sfântă, care cuprindea printre altele statul papal, Sfântul Imperiu Roman, Spania, etc., mercenarii elvețieni, pe care papa îi denumea apărătorii libertății și bisericii, au cucerit Milano, ocupat până atunci de francezii regelui Ludovic al XII-lea, 1498-1515, declarând Ducatul Milano protectorat și instalându-l ca duce de Milano pe Massimiliano Sforza. Asta după ce anterior confederații participaseră la războaiele italiene ale împăratului Maximilian, mai întâi ca mercenari, apoi ca putere aliată care a cucerit în 1503 Bellinzona, Lugano și Locarno. Ulterior, elvețienii au sprijinit Franța, apoi în 1510 au schimbat tabăra de partea papei, învingându-i pe francezi la Novara în 1513, fapt care a avut drept consecință alungarea lui Ludovic al XII-lea și a Franței nu numai din Milano, ci și din Italia. Urmașul lui Ludovic al XII-lea, François I-ul, nu avea cum să accepte starea de fapt, recuperarea Ducatului Milano devenind una dintre țintele primordiale. A încercat mai întâi o negociere cu helveții, cunoscând apetitul lor pentru bani, ceea ce a obținut fiind divide et impera. Unele cantoane și-au retras definitiv trupele, altele indecise au rămas pe loc, singurele consecvente în ignorarea ofertei fiind două dintre cele trei creatoare ale confederației, adică Uri și Jviz. Astfel, 45.000 de francezi și 30.000 de confederați, apropo, niciodată armata helvetă nu a fost mai numeroasă pe un câmp de bătălie, au ajuns față în față la Marignano, 15 km sud-est de Milano. Iar ziua de 14 septembrie 1515 nu numai că a pus capăt scurtei dominații externe a Elveției, dar prin prisma celor 10.000 de morți confederați dintr-un total de 15.000 de victime, a însemnat cea mai mare catastrofă elvețiană din istorie. Dar tocmai cei care păreau invincibili, care ca mercenari în armate străine ucideau pentru bani, iar acum luptau pentru ei înșiși, părăseau câmpul de bătălie zdrobiți. Tocmai ei, oameni educați și deveniți de o cruzime incredibilă, lipsiți de milă și de scrupule, care refuzau să ia prizonieri, preferând să ucidă, în spiritul arhaicei culturi pastorale, marcată de diferende pentru teren, furturi de vită, răzbunări și omoruri, ei au fost nevoiți să plece steaguri. Mai mult decât atât, Marignano a reprezentat un punct de cotitură. Pe 29 noiembrie 1516, toate localitățile confederate au încheiat pacea eternă cu Franța, victime ale lipsei unei conduceri centrale puternice. Libertatea locală și regională era mai de preț, renunțarea la expansionism, creând premisele neutralității, ce va veni în secolele următoare, această noțiune nefiind cunoscută în secolul al XVI-lea. Niciodată, după Marignano, Elveția nu va mai adera la un pact ofensiv și niciodată nu va mai agresa vreo țară. Campania de la Marignano a urmat anilor de succese elvețiene, timp în care averile franțuzești din nordul Italiei au suferit foarte mult. Elvețienii preluaseră controlul Milanului,
pentru Franța, poarta spre Italia, după victoria lor în bătălia de la Novara 1513, și l-au pus pe tronul său ducal pe Massimiliano, fiul lui Ludovico Sforza, ultimul duce al casei Sforza, care a domnit ca marioneta a lor. Prologul bătăliei a fost un pasaj alpin în care François a transportat piese de artilerie, 72 de tunuri uriașe pe drumuri nou făcute peste Col d'Argentière, un traseu necunoscut anterior. La Villafranca, francezii conduși de Jacques de la Palisse l-au surprins și l-au capturat pe comandantul papal Prospero Colonna într-un raid îndrăsneț al cavalerii în spatele liniilor aliate. Francezii au confiscat o mare pradă în timpul raidului, inclusiv 600 de cai. Capturarea lui Colonna împreună cu apariția uluitoare a armatei franceze pe câmpiile Piemontului i-au uimit pe aliați. Papa și elvețieni au căutat înțelegeri cu François, în timp ce aliații spanioli s-au oprit pe drumul din Napoli pentru a aștepta evoluțiile. Principala armată elvețiană s-a retras la Milano, în timp ce o mare facțiune, obosită de război și dornică să se întoarcă acasă, cu prada de ani de campanie de succes, a cerut înțelegeri cu francezii. Deși părțile au ajuns la un acord de pace care a dat Milano înapoi francezilor, conducând mari părți ale armatei elvețiene să se întoarcă acasă, au sosit și trupe noi din cantoanele elvețiene care au refuzat să respecte tratatul. Discordia a măturat forțele elvețiene până când Mataus Schinar, cardinal de Sion și un arhidușman al regelui François, i-a păcălit pe elvețien să lupte cu o forță mult superioară, exagerând amploarea unei bătălii minore, lupta. Elvețienii au întâlnit forțele lui François în micul sat Marignano, pe o câmpie presărată cu vii, câmpuri agricole, livezi mici și pășuni. Cu un tratat semnat, francezii nu se așteptau la luptă. François era în cortul său încercând o armură nouă când cercetașii au raportat venirea elvețienilor. Armata franceză intra rapid în acțiune, formându-se în trei divizii. Avangarda franceză, sub comanda comună a lui Carol al III-lea, duce de Bourbon, și mareșalului Gian Giacomo Trivulzio, a intrat în posesia două înălțimi de mică adâncime lângă San Giuliano. Această formație era formată din arbalestri protejați de lucrări de terasament și scuturi asfaltate. În stânga, un pătrat mare de infanterie, lanchnet, în centru și archebuzieri în dreapta, acoperind artileria care era dispusă în formă de semilună de-a lungul marginilor de sud-est și est ale formațiunii. La 2 km în spate, François I al Franței a condus personal o forță de cavalerie și 6.000 de lanchnet recrutați din țările de jos, cunoscuți sub numele de Banda Neagră din Geldern. În cele din urmă, Ariegarda, la 1 km mai departe de centrele din spate, era condusă de cumnatul regelui Carol al IV-lea, ducele de Alençon. Spre deosebire de forța franceză, care avea o combinație bună de șuiați, archebuze și cavalerie, forța elvețiană era compusă aproape în întregime din infanterie și a lansat doar mai puțin de o duzină de piese de artilerie. Aproape de apusul soarelui, elvețienii s-au apropiat de francezi în trei divizii proprii, fiecare o masă densă de luptători. Nu aveau artilerie sau cavalerie și învățaseră în acțiunile trecute că o înaintare rapidă în inamic avea să-i măture pe toți înaintea lor. La început, atacul elvețian a reușit să alunge pe apărătorii lanchnetului și să captureze câteva dintre tunuri, viteza înaintării elvețiene făcându-le focul ineficient. Dar cavaleria lui Bourbon din dreapta franceză le-a contraatacat flancul, împingând armata înapoi la adăpostul avangardei elvețiene. Francezii care îi urmăreau au fost și ei înșiși forțați să se retragă cu un kilometru întreg după ce au suferit pierderi grele. Fumul și venirea nopții au întunecat câmpul de luptă în lumina lunii și în confuzie, rezultatul atârna în balanță. Încărcăturile furioase ale cavaleriei franceze, conduse adesea de rege însuși, cu Bayard alături, au reușit din nou și din nou să respingă câștigurile temporare elvețiene. Mulți dintre cei mai importanți comandanți francezi au fost răniți sau uciși în luptele disperate de noapte, inclusiv prințul de Talmont, fiul lui Ludovic al II-lea de la Tremoaille, care a murit cu 62 de răni pe corp. Legiunea Neagră a contraatacat și a aruncat înapoi pe elvețieni doar pentru a fi învinsă la rândul său.
Bayard a trebuit să-și croiască drum prin falanga elvețiană pentru a salva pe ducele de Lorena, blocat în întuneric printre dușmanii săi. În cele mai întunecate ore, luptele au încetat, iar ambele armate s-au retras și s-au reorganizat. În timpul nopții, unii dintre soldații elvețieni și chiar unități întregi au fugit de pe câmpul de luptă în loc să lupte a doua zi. Cei care au mai rămas au fost hotărâți și bătălia a început din nou în dimineața următoare. În centrul francez, marea baterie fusese reasamblată. Opunându-le, elvețienii își reformaseră cea mai mare falangă. Încurajați cu o seară înainte, elvețienii au coborât din nou știucile și au încărcat tunurile franceze. De data aceasta, marea baterie era gata pentru ei. Focurile masive de tună au rupt braz de sângeroase adânc în rândurile lor, încetinind înaintarea. Dar elvețienii, neînfricoșați, și-au închis continuu rândurile și-au împins înainte. Din nou, lanșneții germani care apărau au fost respinși, dar focul în masă al tunurilor, la o distanță directă, i-a împiedicat pe elvețieni să împingă mai departe. Încă o dată, încărcătura de cavalerie franceză, de data aceasta condusă de Bayard, l-a forțat pe atacatorul elvețian să cedeze teren. Derutați de artilerie, dar încă nedescurajați, elvețienii și-au reorientat asaltul împotriva diviziei de stânga a lui Alençon. După ce a făcut ceva progrese, și acest atac a fost respins. În raportul pe care l-a adresat mai târziu mamei sale, regele François s-a lăudat că 30 de acuzații curajoase au fost aruncate de jandarmeria franceză împotriva elvețianului încăpățânat. Dar sosirea la mijlocul dimineții a forțelor aliate venețiene, comandate de condotierul Bartolomeo d'Alviano, a schimbat valul împotriva elvețienilor. Atacurile lor au fost respinse de fiecare dată, rândurile lor s-au subțiat în lupta sângeroasă, au cedat teren și s-au retras formând un singur pătrat gigantic deschis, menținând o disciplină extraordinară în retragerea lor. Bătălia a fost o victorie decisivă pentru François I-ul. Acesta ar putea fi considerat rezultatul așteptat, având în vedere că elvețienii au fost cu mult depășiți numeric. Dar elvețienii, din deceniile precedente, ieșiseră aproape în mod obișnuit învingător din astfel de situații dezavantajoase, iar victoria franceză n-a venit deloc ușor, bătălia târnând în balanță până la sosirea întăririlor venețiene. Cauzele imediate ale înfrângerii elvețiene au fost eșecul lor de a captura artileria inamică în timpul fazei timpurii a bătăliei și sosirea venețienilor. Dar și lipsa de disciplină și structura lor ineficientă de comandă au contribuit la înfrângerea Elveției. Mai devreme, în același an 1515, dieta elvețiană acordase fiecărui capitan autoritatea de a decide dacă compania lor își va continua campania sau se va retrage. Acest lucru a făcut imposibil ca forțele elvețiene să acționeze ca o unitate. Sistemul de comandă era alcătuit din doi capitani aleși ca și comandant șef, pe lângă capitanii companiilor individuale, precum și un reprezentant ales de militarii fiecărui canton. Acești comandanți aveau să voteze politica armatei elvețiene. În practică, acest sistem s-a stricat imediat ce a fost pus la încercare. Capitanii au decis să respecte acordul de a nu ataca, în timp ce reprezentanții trupelor, în special cei din Uri, Jviz și Glarus, au decis să atace indiferent, motivat de perspectiva unor prade bogate. Rezultate. Partea franceză. I-am învins pe cei pe care numai Cezar i-a învins. Era imprimat pe medalia pe care regele François a ordonat să se bată pentru a comemora victoria. Considerând bătălia cel mai prețuit triumf al său, François a cerut ca el însuși să fie numit cavaler pe câmpul de luptă în stilul antic, de nimeni altul decât Chevalier Bayard, mareșalul Gian Giacomo Tribulzio, veteran al oricărui război din ultimii 40 de ani, a lăudat bătălia de la Marignano drept bătălia uriașilor și a declarat că, în comparație cu aceasta, toate bătăliile anterioare din timpul vieții sale au fost sportul copiilor. Marignano a stabilit superioritatea artileriei franceze din bronz turnat și a cavaleriei de jandarmi față de tacticile de până acum invincibile ale falangei infanterii elvețiene. Cu toate acestea, succesul francez de la Marignano a galvanizat în cele din urmă opoziția în peninsula divizată și a întors echilibrul european de putere împotriva lui François I-ul.
Între timp, totuși, François a câștigat orașul și, mai important, Castello Sforzesco din cadrul acestuia, cheia strategică pentru controlul Lombardiei. Acolo Massimiliano Sforza și mercenarii elvețieni și cardinalul, episcop de Sion, s-au retras, supunându-se abia când săpătorii francezi au pus mine sub fundații. Francezii au recâștigat Milano, iar Massimiliano a plecat într-un exil luxos, cu o poșetă franceză plină cu 30.000 de ducați. Partea elvețiană. Armata elvețiană în retragere și-a păstrat controlul asupra provinciilor Bellinzona și a văilor adiacente din Lombardia Superioară, lăsând o ariegardă care să le prezide. Bătălia a încheiat odată pentru totdeauna aspirațiile elvețiene la Milano, iar Confederația Elvețiană n-a mai intrat niciodată în război împotriva Franței sau Milanului. De fapt, Confederația n-a mai intrat niciodată în război după 1525 și, în afară de cucerirea Vodului de către cantonul Berna, care acționa pe compropriu în 1536, nu a mai existat niciodată nicio ofensivă militară elvețiană împotriva unui inamic extern, istoriografia elvețiană tinzând să atribuie acest lucru lecții învățate la Marignano. Dar cel puțin la fel de eficient a fost diviziunea creată de reforma elvețiană în anii 1520, împărțirea Confederației în două facțiuni care aveau să fie ocupate, costilități interne de-a lungul perioadei războaielor europene religioase, precum și o serie de înfrângeri dureroase ale regimentelor de mercenari elvețieni în deceniul dintre 1515 și 1525. Pace perpetua. După negocieri îndelungate a fost semnat un tratat de pace între cele 13 cantoane și aliații săi pe de o parte și François, în calitate de rege al Franței și duce de Milano pe de altă parte la Friburg pe 29 noiembrie 1516. În tratatul de la Friburg, cunoscut sub numele Pace Perpetuă, Confederația Elvețiană a renunțat la toate pretențiile la protectoratul de la Milano. În schimb, Franța a plătit 700.000 de coroane de aur în compensare pentru Confederație. Ambele părți au convenit să se abțină de la a acorda orice sprijin inamicilor celeilalte părți, cu excepția tratatelor preexistente, și au convenit asupra unui aranjament de arbitraj în cazul unor dispute viitoare. Franța a oferit alte 300.000 de coroane dacă elvețienii ar fi fost dispuși să cedeze teritoriile lor transmontane, cu excepția Bellinzonei, dar această ofertă a fost refuzată. În plus, tratatul a acordat privilegii comerciale elvețienilor atât la Milano cât și la Lyon. Doar Valea Ossola a fost trecută înapoi la Milano, în timp ce celelalte teritorii transmontane ale Confederației Elvețiene au rămas parte din Elveția până în prezent din 1803 ca și canton Ticino, timp în care cele trei ligi au pierdut controlul asupra Valtellinei în 1797. Pacea perpetuă cu Franța a fost într-adevăr păstrată pentru tot restul vieții regatului Franței și a fost ruptă numai în timpul războaielor revoluționare franceze, odată cu invazia franceză a Elveției în 1798. A deschis o perioadă de legături strânse între Confederația Elvețiană cu Franța în următoarele trei secole, în timp ce, în același timp, Elveția s-a îndepărtat de asocierea cu Sfântul Imperiu Roman. Următorul pas de apropiere de Franța a fost pactul de serviciu, Solbündigs cu Franța, încheiat în 1521, care a făcut ca regimentele de mercenari elvețieni să fie parte regulată a forțelor armate franceze. Acest aranjament a rezistat de asemenea trei secole, patru regimente elvețiene participând la invazia Rusiei de către Napoleon în 1812, serviciu militar străin al cetățenilor elvețieni fiind în cele din urmă scos în afara legii în 1848, odată cu formarea Elveției ca stat federal. În 1515, François s-a întâlnit cu Papa Leon al X-lea la Bologna. Acest concordat a dus la abrogarea sancțiunii pragmatice de la Bourges, iar François a câștigat puterea de a alege episcopii francezi. Tot la întâlnire a fost și Leonardo da Vinci, pe care François I-ul l-a convins să-l însoțească înapoi în Franța și a acordat conacul Clos Lucé și o pensie de 7.000 de scuz. De asemenea, prezent la bătălie a fost Huldrych Zwingli, care din 1506 fusese patronul bisericii din Glarus. În Glarus a existat o controversă politică de ce parte tinerii care caută un loc de muncă ca mercenari
ar trebui să preia serviciul, partea Franței sau cea a Sfântului Imperiu Roman și a statelor papale. Scopul a fost de a preveni ca oamenii din Glarus să intre în serviciu de ambele părți ale războiului, ceea ce ar avea ca rezultat constelația nefericită de frați care luptă cu frații, pe câmpul de luptă, așa cum a fost cazul la Novara, în 1500. Zwingli îl susținuse pe papă înainte de Marignano și chiar după bătălie s-au opus păcii cu Franța și a continuat să susțină partea statelor papale, deoarece după pace din 1516, opinia publică din Glarus se îndreptase către o poziție clar pro-franceză, Zwingli a fost forțat să-și abandoneze poziția în Glarus. S-a angajat la Einsiedeln, iar din 1519 la Zürich. Pe baza experienței sale în războiul italian, Zwingli a devenit un oponent deschis al serviciului mercenar, argumentând că Erasmus din Rotterdam spunea că războiul e dulce doar pentru cei care nu l-au experimentat. Dulce bellum in expertis. De asemenea, a dat vina pe belicismul din partea cardinalului Schinner pentru dezastrul de la Marignano și a început să predice împotriva șapelor roșii, adică înaltul cler, primele semne ale radicalizării sale care aveau să culmineze cu reforma elvețiană în deceniul care a urmat lui Marignano. Ne oprim aici, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!